Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 16 decembrie. Au mai rămas foarte puține zile până la webinarul maestrilor de pe data de 19 decembrie la ora 11 ora României dimineața. Dacă vrei să afli detalii, să te înscrii, să participi la acest webinar, atunci trimite-mi un e-mail pe adresa contactarondastrologalexandracoman.com Home. Și astăzi să vedem ce se întâmplă pe cer. Luna, planeta emoțiilor, este în semnul Capricornului, tranzitează Capricornul, ne dă ceva pasiuni și ne dă ceva reacții vis-a-vis de cei din jur, dar asta va fi cauzată de întâlnirea pe care Luna o va avea. Cu planeta Pluton, care reprezintă transformarea uh, profundă. Deci, astăzi scoatem la iveală demonii interiori și îi exorcizăm. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare cu fiecare semn zodiacal în parte. Încep cu semnul Berbecului. Așadar, Berbecul, ascendentul pe Berbec și cei care au luna natală în semnul Berbecului. Astăzi berbecii sunt uh, extrem de sociabili și poate uh, ești invitat la o petrecere virtuală, la o ședință virtuală unde toată lumea se simte foarte bine și relaxat. S-ar putea să primești uh, niște vești bune de peste hotare, dar uh, uh, Încearcă totuși să nu pleci urechea la toate veștile și la toate informațiile pe care le primești, pentru că unele dintre ele s-ar putea să fie mult prea umflate ca să fie adevărate. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi niște planuri legate de o călătorie, de o vizită s-ar putea să se schimbe din mers. Din cauza unor situații, unor circumstanțe care nu depind de tine. S-ar putea să fie nevoie ca astăzi să amâni anumite acțiuni, anumite decizii, anumite concluzii. Aceasta s-ar putea să fie destul de frustrant pentru tine. Pentru că uh, Îți place ca atunci când planifici ceva, lucrurile să iasă cum îți dorești, sau măcar să se respecte un program, și această schimbare și întoarcere de macaz nu o să-ți convină deloc. Totuși, nu pune la îndoială surpriza, pentru că poate e forma Universului de a te opri să faci greșeli sau de a te păzi de niște pericole mai mari. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Uh, indiferent de uh, conflictele care izbucnesc astăzi uh, și furiile pe care cei din jur le manifestă, să nu-ți fie frică, pentru că vei ține totul sub control. Ai încredere în intuiția ta și mai ales bazează-te pe capacitatea ta incredibilă de comunicare. Este o zi în care cei din jurul tău s-ar putea să fie mai haotici, și, și tu să fii persoana care intervine și pune ordine în lucruri sau îi așează pe, cei, pe ceilalți pe drumul lor. Rac, ascendentul pe rac, și cei care au luna natală în semnul uh, racului. Anumite amânări s-ar putea să-ți schimbe planurile, dar aceste amânări sunt foarte clar exprimate de către Univers. Este o zi în care trebuie să revizuiești din temelii acțiuni, planuri, obiective și decizii. Este o zi în care poți rectifica erori făcute. Este o zi în care poți să te împaci cu persoane cu care ai intrat în conflict. Așa încât profită de următoarele ore pentru că este vorba despre ordinea și disciplina ta interioară și raportarea la relația cu cei din jur. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Astăzi, leii se simt romantici. Atractivi, hipnotici. Așa încât uh, dragostea, pasiunea și flirtul vor fi elementele care vor defini următoarele 24 de ore pentru semnul tău zodiacal. Uh, încearcă, totuși, să fii puțin ponderată sau ponderat și nu te arunca fără să gândești către ceilalți, pentru că s-ar putea să intri în niște situații nu foarte favorabile pe termen lung. Dar, cel puțin, astăzi, bucură-te de starea de bine și de siguranța de sine pe care o uh, trăiești. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Astăzi, fecioarele trebuie să se pregătească, nu știu, să bea două cafele în avans de dimineață, pentru că vorbim de foarte multă energie și vorbim de foarte multe lucruri de rezolvat. E un moment în care te-ai hotărât să nu mai tărăgănezi anumite acțiuni și ești profund determinat să pui capăt tuturor relațiilor nefolositoare, și să acționez cu privire la niște acte, hârtii și documente. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi balanța trăiește foarte intens în zona imaginației, în zona creativității. Ești cuprinsă de uh, uh, intuiție artistică și mult bun simț uh, în ceea ce privește zona de echilibru artistic. Asta ce înseamnă? Ai să îți alegi haine uh, bune, ai să pleci la cumpărături și ai să faci niște achiziții înțelepte, vestimentare. Te poți ocupa de înfățișarea ta. Te poți ocupa de păr. Te poți ocupa de tot ceea ce înseamnă prezentarea ta în exterior și în fața celor din jur. Este însă important să fii atentă și la anumite detalii ale acestei zile la locul de muncă. Pentru că peste noapte se schimbă niște acte, hârtii, documente și trebuie să fii prezent acolo cu gândurile, să nu încurci cumva niște documente. Deci fii atentă la serviciu în ceea ce privește actele, hârtile și documentele, dar nu e nicio problemă, poți să faci o terapie prin cumpărături mai spre după masă. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Astăzi S-ar putea să-ți fie destul de dificil să duci la îndeplinire obiectivele pe care ți le-ai propus. S-ar putea ca o discuție în contradictoriu cu niște rude să-ți creeze falsa impresie că toți cei din jurul tău au o problemă cu tine. Nu este adevărat. Încearcă să, răm să rămâi obiectiv și încearcă să ascult și punctul de vedere al celorlalți, pentru că s-ar putea ca să exprime plin de bune intenții anumite critici constructive, numai că tu le iei cam prea în personal. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Uh, trăiești multe drame emoționale și uh, trăiești acolo foarte intens ziua de astăzi, la serviciu sau în relația cu o persoană foarte apropiată. Uh, cumva este foarte multă presiune pe tine să pui ordine. Să pui ordine în relații, să pui ordine în, în hârtii, în documente, în decizii legate de serviciu. Asta este deoarece Jupiter, guvernatorul zodiei tale, este pe ultima sută de metri în semnul lucid rațional al capricornului. Și atunci îți sugerez astăzi și în zilele următoare fii foarte atentă sau atent la tot ceea ce vine spre tine cu titlul de schimbare și de transformare, pentru că este despre a schimba și a transforma lucrurile în viața ta. Capricorn ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Astăzi Capricornii Trebuie să-și planifice din timp pașii și te rog, îți recomand, pleacă mai devreme de acasă dacă ai de plecat undeva, du-te la o întâlnire cu 10 minute mai devreme, pentru că există riscul să ai parte de tot felul de întârzieri și de schimbări de program. Uite așa, peste noapte lucrurile se întorc cu susul în jos și pregătește-te pentru schimbări, pentru transformări. Poate nu o să-ți convină prea mult, pentru că semnul tău de pământ vrea ordine, vrea stabilitate, dar va trebui să dai dovadă de adaptabilitate. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Astăzi vărsătorii îi judecă cu multă cu un spirit drastic, critica la tine va fi aproape militărie. Cum sare cineva dintr-un tipar, cum sare cineva dintr-o dintr ordine prestabilită, pac, vii și îl sancționezi. Încearcă totuși să nu fii prea strictă sau strict cu copiii, cu persoanele tinere, pentru că poți să declanșezi niște conflicte dureroase și poți să-i rănești astăzi pe cei din jurul tău cu multă ușurință. Pește, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. O zi în care e vorba de multă reverie, de multă întoarcere înspre trecut, de multe trăiri uh, în amintiri. Și să știi că asta o să te întristeze, asta nu o să-ți facă bine și ia numai din trecut informațiile da, și experiențele, dar nu te întoarce acolo, pentru că pf, nu mai poți să schimbi nimic până la urmă. În schimb, poți să înveți... Uh, și cineva din trecutul tău, că de-aia ești astăzi pe trecut, încearcă să te caute, fugi, 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 pentru că nu e loc de întoarcere în povestea respectivă. Dragii mei, acestea au fost previziunile acestei zile. Vă mulțumesc că ați urmărit această filmare. Nu uita, apasă butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări și îți doresc o zi superbă. Vă doresc tuturor o zi minunată. Pe curând!